Bun, vă salut și bună ziua, vă spun, pentru că ne întâlnim astăzi la conferința de presă a Partidului Național Liberal în județul Neamț, filiala Neamț. Este o conferință de presă care va aborda teme naționale și locale. În conferința de presă de astăzi îi avem alături de mine pe colegii mei, domnul senator Eugen Țapu, domnul primar Dragoș Chitic și domnul consilier județean Bogdan Buhușanu. Și pentru a fi operativ și pentru a ajunge cât mai repede pe subiectele care cred că interesează pe toată lumea, vă propun să intrăm direct în teme. Pentru început am să-i dau domnului senator cuvântul pentru a aborda o temă națională de actualitate. O să rog în continuare pe domnul primar Dragoș Chitic, domnul consilier județean Buhușanu și, cu permisiunea dumneavoastră, voi închide și eu conferința de presă. Vă rog, domnul senator. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îmi cer scuze pentru că sunt puțin răgușit, dar sper să fiu bineînțeles. Voi aborda un subiect de actualitate, vizita și aportul președintelui Klaus Iohannis la apartenența României la NATO și la Uniunea Europeană. În primul rând, trebuie să vă fac cunoscut că prin întreaga activitate a președintelui Klaus Iohannis a reușit și a întărit și consolidat apartenența României la NATO. Iar dacă țineți bine minte, pentru apărarea și siguranța națională împotriva amenințărilor regionale a reușit și un pact, un consens politic de alocare a sumei de 2% din produsul intern brut pentru înzestrarea armatei. A susținut și a întărit fără precedent parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. Fiind primit de două ori la Casa Albă în timpul unui singur mandat, este singurul președinte primit de două ori la Casa Albă în vizite oficiale în timpul unui singur mandat, iar ultima vizită de la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, ați văzut că a fost invitat de familia Trump la dineu oficial. Principalul mesaj, dincolo de efectele economice care se vor vedea în timp, este acela că în mandatul actual și cel viitor al lui Klaus Iohannis, România își continuă parcursul euroatlantic. Ceea ce nu este puțin lucru, pentru că dacă facem un scurt remember, știm acum 2-3 ani unde vroiau să ne ducă cei din PSD cu Dragnea în frunte și cu suita de prim-miniștri. Vreau să ne scoată efectiv din Uniunea Europeană și din NATO și să ne ducă înspre ruși. Iar aici singurele forțe politice care s-au opus au fost PNL-ul și evident cel mai mare rol l-a avut președintele Klaus Iohannis pentru stabilitatea României, pentru a rămâne membru în Uniunea Europeană și în NATO și pentru a întări parteneriatul strategic cu Statele Unite. Din aceste vizite, companiile americane au anunțat deja că au un proiect investiții de peste 10 miliarde de dolari în România. Consiliul de Afaceri Americano-Român, AMRO, organizație non-profit cu sediu la Washington, care reprezintă companii din Fortune 500 care fac afaceri în România, a comunicat după întâlnirea președintelui Klaus Iohannis cu președintele Donald Trump că sprijinul Statelor Unite pentru România va avea un efect pozitiv pentru economia românească în condițiile în care companiile americane au peste 10 miliarde de dolari în proiecte potențiale noi în România. Aceste lucruri nu ar fi fost posibile dacă președintele Iohannis nu ar fi fost și până acum un garant al stabilității economice, care s-a opus în nenumărate rânduri la aberațiile una după alta pe care guvernul PSD ALDE le-au făcut în domeniul economic. După părerea mea, în domeniul economic, România este în criză economică de mai bine de un an. Și aici o să dezbatem probabil într-o conferință viitoare o abordare cu cifre. Cert este că vă dau numai 3 cifre acum pe scurt, ca să vedeți că România este în criză economică. Ei se laudă cu o creștere economică de 4,1%,
uitând să specifice și alte cifre de la Eurostat și la Institutul Național de Statistică, din produsul intern brut 4,1. Inflația 4,1% din produsul intern brut. Deci, inflația mănâncă creșterea economică. Deficitul pe balanța comercială, adică raportul între exporturi și importuri, este minus 15,1 miliarde de euro. Și de aici putem continua. Klaus Iohannis a fost un factor de stabilitate economică a României pentru ca România să nu intre într-o criză și mai acută decât este. O altă consecință a acestei vizite o reprezintă avansarea discuțiilor în chestiunea vizelor pentru România. Practic, suntem cu un pas mai aproape de a primi vize. Și, de asemenea, domnul Iohannis, prin ultimele vizite la Washington, a risipit sentimentele și temerile partenerilor americani privind continuarea investițiilor strategice în domeniul energetic. Vorbesc aici de Exxon Mobil la Marea Neagră și de temerile avute în urma Ordonanței 114, care a fost un cataclism pentru economia națională, pentru că, ca imagine internațională, i-a însemnat, domnule, în România e posibil orice. Cam asta am avut de spus. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator, pentru această prezentare și pentru mesajele esențiale privind faptul că domnul președinte Klaus Iohannis este cel care a poziționat România pe harta strategică internațională și în același timp a reușit prin poziționare să definească și stabilitate în această zonă și pentru această țară. Domnule primar, vă rog. Bună ziua, vă spun și eu. Două subiecte locale am pregătite pentru astăzi, foarte importante și de actualitate. În primul rând am să vorbesc despre ce s-a întâmplat ieri în Consiliul Județean și despre cum este afectat municipiul Piatra Neamț și toți pietrenii de decizia strict politică care s-a luat ieri în Consiliul Județean. Să vă reamintesc faptul că în orice variantă, municipiul Piatra Neamț ar fi trebuit să primească cel mai mare procent din cei aproximativ 28,5 milioane de lei aflați la dispoziția Consiliului Județean pentru repartizare către OAT-urile din județul Neamț din cota de 7,5% din impozitul pe venit. Piatra Neamț are cel mai mare număr de locuitori dintre localitățile județului și își aduce cea mai importantă contribuție în realizarea acestui impozit pe venit dintre toate localitățile județului Neamț, pentru că aici sunt salariile cele mai mari, aici este cea mai mare forță de muncă concentrată și aici sunt, trebuie să recunoaștem, și instituții ale statului prezente care alimentează acel cont în care se găsește impozitul pe venit. Știm cu toții situația financiară dificilă în care se află municipiul Piatra Neamț datorată creditelor contractate în 2005-2006. Am făcut eforturi deosebite pentru a stabiliza financiar primăria. Am reușit să asigur o stabilitate financiară eliminând riscurile, dar iată că o politică fiscală dezastroasă la nivel național iar ne-a dus în situația în care să nu știm anul acesta de ce bani vom beneficia, ce investiții putem face și foarte important este faptul că 2019 a fost anul în care s-au scris și depus proiectele pentru finanțare europeană în cadrul POR 2014-2020. Și la acest capitol suntem localitatea din județul Neamț cu cele mai multe proiecte pregătite pentru finanțare din fonduri europene și cele mai mari valori. Deci dacă s-ar primez după un criteriu corect, ținând cont și de cofinanțarea necesară pentru aceste proiecte europene, iarăși ni s-ar fi cuvenit cea mai mare sumă de bani. Spuneam de politica fiscală dezastroasă de la nivel național, care, iată, se practică și la nivel local de reprezentanții PSD. Codul fiscal pentru acest an a repartizat sume insuficiente administrațiilor publice locale. Fiecare dintre localitățile României au pierdut
și au pierdut, de fapt, și în 2018, atunci când a scăzut cota de impozit pe venit care revenea fiecarei localități. Au perturbat foarte grav activitatea instituțiilor publice. Sunt foarte multe primării aflate în situația de a nu-și mai putea plăti salariile stabilite tot de la nivel central și cu mari dificultăți în funcționare. Cu toate acestea, ieri, în ședința de Consiliu Local, deși o delegație numeroasă de reprezentanți ai acelei jumătăți din județul Neamț, pe care domnul Arsene nu vrea să o bage în seamă, iată că s-a mers pe o repartizare strict pe criterii politice, fără nicio logică, alimentând conturile primăriilor PSD. N-am o problemă că primăriile PSD primesc bani, dar mi-aș dori foarte mult ca să fie o repartizare judicioasă și să nu fie în continuu lovită de către Consiliul Județean Primăria Piatra Neamț. Întreg mandatul domnului Arsene a însemnat o lovitură către Primăria Piatra Neamț. Vă reamintesc și primul an din acest mandat, 2016-2017, atunci când aveau majoritatea în Consiliul Local și blocau politic toate proiectele de dezvoltare ale Primăriei Pietreni. O atitudine complet nefirească. Sincer, mi-a lăsat impresia unui om care se crede stăpân pe moșie și, așa cum a și spus, de fapt, în ședința de Consiliul Județean și nu este prima dată, face cum vrea și cum vrea și când vrea dumnealui. Eu vreau să le mulțumesc colegilor consilieri județeni, domnului președinte Mugur Cosmanciuc, colegilor parlamentari de Neamț, că au înțeles nevoia de a fi prezenți ieri în ședință și de a susține o repartizare corectă, după nevoi, a acestor bani foarte importanți, pentru că ei ne apropiem de finalul de an, săptămâna viitoare intrăm în ultimul trimestru al acestui an și de obicei ultimul trimestru este cel mai dificil, pentru că atunci se și epuizează bugetele administrațiilor locale. Este rușinos ceea ce s-a întâmplat, mi-a lăsat impresia unei întoarceri în timp a unui om care n-are decât interesul politic de a susține primarii din propriul partid și de a lovi în primarii care sunt de altă culoare politică și care nu o să ajungă niciodată să se milogească la un om pentru banii care li se cuvin. Aș vrea să fac și o mențiune legată de modul în care un fost coleg, și mă refer la domnul vicepreședinte Laurențiu Dulamă, a susținut proiectele așa cum au fost ieri promovate de către președintele Arsene și de către PSD. A fost rușinos și chiar cu mâhnire o spun, atitudinea pe care a avut-o ieri în Consiliul Județean este de neînțeles și mă duce cu gândul la faptul că e o palmă bătută între cei doi și nu se mai ține cont de niciun fel de configurație politică sau de alianță politică pe care o avem noi, cel puțin cu PNP-ul, la nivelul Consiliului Local. Vorbesc doar despre Laurențiu Dulamă, pentru că celălalt consilier, domnul Ungureanu, am văzut că a avut o abordare corectă, foarte bine pregătit și a punctat foarte bine elementele care trebuiau spuse de către dreapta politică din Consiliul Județean Neamț. Un al doilea subiect este cel legat de societatea Troleibuzul, pentru că am văzut că domnul Arsene își motivează incompetența aruncând vina în curtea altora. Este jenant să vezi că acuză primarii unor localități aproape în apropierea sau în jurul municipiului Piatra Neamț despre propria incompetență, despre faptul că nu este capabil să intervină într-o societate a Consiliului Județean, că în care Consiliul Județean deține aproape 98%, adică aproape integral, numărul de acțiuni din acea societate. E o societate care de an bun se află într-o dificultate și chiar făcusem un calcul pe care vi l-am prezentat ieri în conferința de presă de la primărie. Timp de 39 de luni, de când domnul Arsene este președintele Consiliului Județean, a dat câte 800.000 de lei pe lună, fără să îl aud spunând vreodată că
ar trebui intervenit și ar trebui eficientizată o societate care are atâtea pierderi de mari într-o lună. De acești bani, care înseamnă aproximativ 6 milioane 600 de euro, s-ar fi putut achiziționa peste 20 de autobuze electrice. Am fi avut un parc de autobuze electrice noi și nepoluante în Piatra Neamț și nu ar mai fi fost necesară acea compensație, pentru că fiind autobuzele noi, cheltuielile de exploatare ar fi fost mai mici. Dar nu l-am auzit niciodată, venind cu o soluție constructivă, a preferat să facă o comunicare publică în care a mințit, așa cum face de fiecare dată, și evident că și reacția mea a fost pe măsură. Ca toată lumea să știe adevărul, domnul Arsene este cel vinovat de distrugerea societății troleibuzul și de soarta transportului public local de persoane în Piatra Neamț și în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Urtrans. Nici măcar primarii domniei sale, primarii din partidul domniei sale, nu mai sunt de acord cu ceea ce spune. Eu am participat și v-am mai spus lucrul acesta la ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Urtrans și primarii PSD, membrii în asociație, și-au exprimat dezacordul și nemulțumirea față de ceea ce se întâmplă. Am văzut astăzi inclusiv o reacție a primarului PSD de Săvinești legată de abordarea de ieri din ședința de Consiliul Județean, nemulțumirea față de faptul că pentru unii este mumă și pentru alții este ciumă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, pentru mesajele structurate și pentru faptul că ați punctat două, să spunem, persoane care, de fapt, urmăresc un singur lucru, ca acest județ și acest municipiu să rămână în subdezvoltare și nu au niciun interes să susțină cetățenii din județ sau din municipiul Piatra Neamț. Mulțumesc foarte frumos. Domnule consilier județean, vă rog, domnul Bogdan Bucușanu. Bună ziua! Tot despre ședința de Consiliul Județean de ieri aș vrea să vorbesc și eu două aspecte. Să întăresc ce a spus domnul primar Dragoș Critic, că a devenit o obișnuință ca președintele Consiliului Județean Ionel Arsene să împartă fondurile publice exclusiv pe criterii politice și nu administrative, așa cum invocă în fiecare ședință de Consiliul Județean că face administrație, nu politică, fără să țină cont de nevoile autorităților locale, de proiectele aflate în derulare sau de numărul locuitorilor și totodată de gradul de contributivitate, pentru că procentul de 7,5% din cote defalcate din impozite de profit se bazează și pe acest lucru. Se continuă politica de a distribui fondurile doar pe bază de carne de partid. Așa s-a ajuns în situația ca un oraș ca Piatra Neamț să primească 100.000 de lei, un oraș ca Romanul să primească 100.000 de lei, iar Târgu Neamț să primească de 10 ori mai mult. Bicazul, de asemenea, să primească de 12 ori mai mult, iar Comuna Oniceni de 10 ori mai mult decât Piatra și Cozuma. Un lucru trebuie să fie clar, că proiectul inițiat acum câteva săptămâni de Partidul Național Liberal privind aceste sume este un proiect realist spre dezbatere și spre amendare, bazat pe criterii de analiză corecte și realiste. După cum ați văzut în ședința de ieri, toate 25 de OAT-uri au fost reprezentate, OAT-uri cu liberale, au fost reprezentate de primari, viceprimari și consilieri locali și nu s-a ținut cont de lucrul acesta absolut deloc. Referitor la subiectul 2, ceea ce ține de rectificarea bugetară, aș vrea să vă spun că toate lucrurile impuse, noi nu le vom vota și, cum a spus colegul nostru, noi nu vom sta plecați în fața domnului președinte Ionel Arsene. După cum ați văzut, toate amendamentele noastre au fost respinse și noi nu putem fi de acord cu lucrul ăsta. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Buhușanu. În încheiere, cu permisiunea dumneavoastră, am să întăresc ceea ce au spus colegii mei la nivel local. Și anume, ceea ce s-a întâmplat ieri la Consiliul Județean este o dovadă a faptului că niciodată în această formulă nu va exista respect față de celelalte partide politice și va fi doar politica punului în masă. Cred că și primarii liberali care au fost în sală trebuiau să fie parte a unui proces în care să beneficieze de fondurile care s-au alocat ieri. De asemenea, cred
că indiferent cine este vreodată în funcție la Consiliul Județean, în funcție de conducere, trebuie să aibă un principiu care să urmărească repartizarea fondurilor în mod echilibrat. Depășind faptul că au fost alocate mai mult spre comune cu altă culoare politică, eu cred că ar trebui să analizați și dumneavoastră, conform legii 544, puteți face oricând solicitări, unde se vor plăti facturi imediat ce vor intra cei bani. Pentru că poate și acest lucru a fost urmărit și nu are nicio legătură cu repartizarea politică. S-ar putea ca beneficiarii să nu fie tocmai comunitățile sau primarii de culoare politică, ci să fie alți beneficiari. Dar, într-un exercițiu democratic în care presa este a patra putere în stat, am convingerea că presa va elucida dacă am eu dreptate sau nu. Revenind la temele pe care vreau să le abordez în conferință, am să vă spun doar așa. Ceea ce a spus domnul senator Eugen Țapu este corect. Domnul președinte Iohannis a făcut o deplasare în Statele Unite, nu este prima, și prin această deplasare, ca și prin celelalte, a poziționat România pe harta geostrategică, a întărit parteneriatul pe care îl avem și, practic, s-a legitimat încă o dată în calitate de reprezentant al politicii externe, care o politică externă în conform principiilor și valorilor la care am aderat când am intrat în Uniunea Europeană și când am aderat la NATO. De aceea, fiind în prag de campanie electorală și făcând o comparație sau o analiză a celor trei vizite care au fost în Statele Unite, cred că remarca pe care a făcut-o domnul Cristian Tudor Popescu este cea care definește, de fapt, realitatea. Despre un candidat putem râde, altul nici măcar emoții care se ducă într-o zonă de râs nu mai poate fi vorba. Domnul președinte Iohannis a avut vizite care au fost materializate la nivelul cel mai înalt, cu președinți de state, și acest lucru va consfinți că traseul pe care îl are în această campanie și pentru nou mandat este unul care n-aș putea să spun că este ușor, dar este unul care îl va defini încă o dată câștigător. Partidul Național Liberal are un parteneriat și îl susține pe domnul președinte Klaus Iohannis și în acest sens, pe aceleași principii, vreau să vă aduc la cunoștință, practic, câteva proiecte de legi pe care le-am inițiat și care aș vrea să fie mediatizate. Anume, abrogarea recursului compensatoriu, care a fost, știți foarte bine, adoptat de PSD. Și dacă vă uitați la evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, indiferent că vorbim de Caracal sau ultimul caz de la Dâmbovița cu acel copil, Mihaela Adriana Ferraru, o fetiță de 11 ani care a fost găsită moartă, cred că trebuie să determine pe orice om politic care este în Parlament și are putere de decizie să aibă o decizie conform conștiinței pentru că acest recurs compensatoriu să fie abrogat. Nu a fost bine, am spus-o și în 2017 când a fost adoptat, că a fost acest demers făcut. Nu este bine că este lăsat în continuare. Sunt foarte multe persoane care au fost eliberate și s-a dovedit că nu beneficiau de probitatea morală pentru a fi eliberate condiționat și cred că abrocarea recursului compensatoriu este o măsură legală care trebuie dusă la îndeplinire în acest cadru legislativ, în această sesiune parlamentară. Un alt proiect de lege pe care vreau să-l aduc la cunoștință este implementarea sistemului alertă copil dispărut. Colegul nostru, Ovidiu Raieschi, a venit cu această idee. Practic, prin acest sistem, urmărim ca imediat când apar un astfel de caz, un astfel de situație, să fie informată în mass media orice dispariție. Înăsprirea pedepselor pentru infracțiunile cu omor cu violență este un alt proiect de lege și, nu în ultimul rând, implementarea sistemului de supraveghere cu brățare electronică pentru condamnații eliberați condiționat pentru fapte comise cu violență. Aceste proiecte de lege vreau să le preluați, să le analizați, dacă este cazul să veniți cu propuneri pentru îmbunătățire, dar cred că în acest sens politica trebuie îmbunătățită și Partidul Național Liberal a venit în întâmpinare cu astfel de propuneri. Pentru final, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la conferință, conferința noastră de presă și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Aș avea și eu câteva. Mulțumesc! În primul rând, pentru că ați spus de aceste legi. Legea
care ne pune cea mai mare problemă la mediatizat copiii dispăruți este lipsa codului de mediatizare pe care trebuie să dea tutorele copilului. Aceasta este singura problemă pentru că autoritățile vor să colaboreze cu presa, dar nu au posibilitatea. Cred că alerta asta trebuie prima dată să anuleze o altă lege. Cred că acolo este problema, nu la... Am înțeles. E o propunere de care o avem noi. Am înțeles. Aici ne blocăm. De asta v-am și adus la cunoștință pentru a face un proiect de lege și o lege care să fie fezabilă, utilă. Domnul Chitic, cât timp ați fost la Adi Ultra? Ați condus acest ONG sau nu, asociație de educare comunitară? Nu era o lege de la Toleu? Atâta timp cât Consiliul Județean și asumase să suporte pierderile financiare ale propriei societăți. Evident că nu-și punea nimeni problema despre a interveni pe acest subiect. Totuși vreau să vă reamintesc faptul că în perioada în care eu am condus Adiuri Trans, pierderile erau sau diferența care se plătea era mult mai mică și era asumată prin contractul care s-a făcut între Adiuri Trans și cei 6 membri componenți de către Consiliul Județean să suporte ceea ce troleibuzul are nevoie ca să funcționeze. Asta este o realitate, o realitate care a funcționat și după ce domnul Arsenie a preluat conducerea Consiliului Județean, în momentul în care eu nu mai eram la Ultrans, pentru că eram primar de Piatra Neamț, și deranjul sau supărarea mea cea mai mare este că acum iese și spune că primarii din cele 6 localități sunt vinovați, în loc să ne spună faptul că n-a făcut nimic timp de 3 ani cât a condus Consiliul Județean să-și eficientizeze propria societate, atunci când avea calitatea, obligația chiar de a interveni pe societățile Consiliului Județean. Și haideți să spunem lucrurile corect. Uitați-vă la toate societățile Consiliului Județean. Toate sunt administrate extrem de prost și toate generează mari probleme pietrenilor. Asta este deranjul meu cel mai mare. Pentru că mine de Piatra Neamț mă interesează și mai puțin de activitatea Consiliului Județean. Dar atunci când intervine cu lucruri care îi afectează pe pietreni, e datoria mea de primar să mă lupt, să mă bat ca aceste lucruri să fie corectate. Și nu vorbim numai de societăți, vorbim și de Spitalul Județean Neamț, o instituție administrată de Consiliul Județean Neamț. Și sunt medici de foarte bună calitate acolo. Este păcat pentru că instituția care coordonează spitalul nu asigură o administrare corespunzătoare a acestei unități spitalicești și oamenii sunt foarte nemulțumiți. Dacă îmi dați voie în completare, ca să nu se creeze confuzii, întrebarea dumneavoastră îl scoate șeful troleibuzului pe domnul primar. Păi da, așa ați spus-o. Deci spuneți-le, vă rog, cât la sută are din acțiune la Adiuri Trans Piatra Neamț, ca să fie clar. 0,7%. Și cât are Consiliul Județean? 98, aproape la 97,7%. Ca să fim clari, da? Nu, ca să fim clari că așa ați spus întrebarea, de să înțelegea că primarul de Piatra Neamț conduce Adiuri Trans. Ori realitatea e 0,7 cu 98%. Consiliul, da? Au zis domnul Iosif. Știm că noi refacem MSL-uri și nu știu ce mai scrie. Da. Ca să nu mai puteți scrie de aia, ca să nu mai facem confuzii. Că primarul conduce Adiuri Trans. Două aspecte la Consiliul Județean. Așteptam fost din partea PNL-ului un proiect de hotărâre pe consilierul incompatibil de la PSD și pe doamna Păvăduță. Și doi, ce este cu corecția financiară de 1 milion de euro pe care a plătit-o deja Consiliul Județean? Referitor la doamna Păvăluță, cum a anunțat și colegul meu, Florin Corșa, ieri am făcut o plângere prealabilă, iar la întrebarea 2 n-am înțeles întrebarea corecției și corecție la ce? A plătit cu Consiliul Județean o corecție financiară venită în luna mai pentru proiectul cu deșeuri de 1 milion de euro, tot plătit acum 2 săptămâni. Bun, și dacă... Și ați scris despre lucrul ăsta? Da, și dacă ați scris că eu nu am văzut la voastră.
O secundă. Ați scris despre lucrul acesta dumneavoastră până acum? Eu acum, da? Despre problema cu mai de 200. Nu, despre corecție financiară de 1 milion de euro, ați scris. Îmi cer scuze. Este deja pregătit undeva. Nu, stați o secundă. O secundă, te rog. Nu. Eu acum aud un subiect, poate sunt dezinformat. Și de asta e bine să fie presa aici, pentru că și noi avem nevoie de informații corecte. Spuneți că a fost o sancțiune de 1 milion de euro, da? Aplicată Consiliului Județean de către organismele financiare care implementează proiectele europene în luna? În informațiile mele, în luna mai a venit, acum 2 săptămâni am fost plătită. Așa, și cine este vinovat? Păi asta probabil va pătrui o instanță. Nu, dar așa, după părerea dumneavoastră, ca să încercăm să ajungem la un consens. Practic, dacă cineva trebuia să... Secundă, te rog. O secundă, Bogdan. Da. Deci, practic, Consiliul Județean a primit o sancțiune pentru că nu a implementat bine un proiect. Da. Și eu n-am văzut, dacă sunt toată presa aici, eu n-am văzut la nimeni știrea asta, dar eu nu... Păi nu, e o problemă majoră. E o problemă majoră, pentru că nu sunt doar bani, sunt bani europeni. Și acum mergând mai... Nu e presa, ci că dumneavoastră care vă ocupați de interesele din țelul, nu știți, știm noi? Nu, chiar nu. Știți de ce nu mi se pare ciudat? Pentru că atunci când este o informație, trebuie să o știe toată lumea, dacă cineva o ține sub preș, este responsabil. Cred că acolo este vinovatul. Poftim? Răspunsul meu la întrebare este să vă 1 milion de euro pentru... Deci nu aș vrea să... Bogdan, stai o secundă. Deci eu aș vrea să răspund eu. Dacă a fost o astfel de sancțiune, cred că cei responsabili nu trebuie să plătească doar prin demite. Cred că vor fi altfel de anchete care vor duce la răspunderi. Dar dacă nu este adevărat, o iau ca pe o, nu știu, o știre de pe 1 aprilie. Caia cu USL-ul. Dar mi-aș dori să cred că sunteți o persoană informată, eu și colegii toți de aici mai puțin informați, și să apară o astfel de știre cu vinovatul, pentru că este foarte grav. Acum, o secundă. O informare la macro, că era fost ședință de Consiliul Județean, a fost 3 săptămâni ședință. A fost o informare la macro pe subiectul ăsta de la Consiliul Județean? În comisia de buget. Acum, ceea ce vreau să spun, nu s-a schimbat sensul conferinței de presă. Eu știu că noi trebuie să răspundem și trebuie să avem o conduită. În același timp știu că atunci când sunt principii corecte, orice dialog este binevenit. Cred că ai noștri consilieri județeni și primarii, colegi liberali, au avut o conduită corectă de transparență în orice a însemnat. Poate unii mai au de învățat în exprimare, în poziționare politică. Dar cred că niciodată nu au avut o abordare de a ascunde lucruri, cum am văzut inclusiv ieri în Consiliul Județean, în care nu știau să răspundă pentru ce sunt necesar 2 milioane jumate de lei, dacă am ținut bine minte, pentru spital. Nu vreau să dau cu presupusul cine ar avea de făcut pe acolo, dar vă pot spune un lucru. Că dacă mergeți și dumneavoastră și oricine la spital, oricât v-am saudat, să-l întrebați pe domnul manager Munteanu, n-a ajuns în direcția în care trebuia. Și de aceea cred că, depășind ideea că cine o fi câștigat ieri competiția de la Consiliul Județean sau politica pe care o promovează fiecare, pentru că nu despre asta a fost vorba, cine s-a impus, cine cum a organizat, a fost vorba despre un singur lucru, că nu mai există respect față de jumătate din județ. Că asta este principalul lucru care vreau să fie înțeles. Nu m-am dus acolo, nu m-am dus acolo pentru că vreau să organizăm un joc politic, nici eu, nici colegii mei. Nu ne-am dus acolo pentru a arăta cât de buni în retorică suntem unii sau alții. Știam de la bun început că numărul de voturi este exact cel care a fost ieri, însă am ales o cale transparentă de a explica că este bine să fie respect. Și să nu vă închipuiți
că primarii PSD care au primit acele fonduri știu că au primit bani. Unii nu știu. Au aflat și ei. Și să nu vă închipuiți că ei aveau nevoie de bani pentru a plăti acele facturi. Ei aveau nevoie de bani pentru altceva. Pentru ce? Și, uitați, unii aveau pentru salarii. Pentru funcționare. Pentru funcționare. Și nu înțeleg că nu li se permite. Dar vă rog, verificați. Poate și eu am să verific. De fapt. Păi, vă spun. Da. Ce? Adică dacă nu se dau bani pentru salarii, pentru ce bănuiți dumneavoastră? Păi pentru achitarea unor facturi la lucrări efectuate. De cum? De cumnatul sau cum? Și asta e ceva legal? Nu. Dar știți cum este? Poate și domnul primar la Piatra Neamț avea de achitat facturi. Dar nu e oportun. Nu, dar poate știți. Nu, asta nu pot să mă pronunț, dar pentru că am să verific și eu în 544. Nu mi-e de firme, nu știți? Știm prea multe. Da? Dar aș vrea să intervin și eu pe. Vă rog, scuze. Deci eu când am cerut ieri cuvântul la Consiliul Județean, înainte de votarea proiectului de rectificare, l-am cerut întâmplător. Pentru că aveam niște intervenții punctuale vis-a-vis de drumul județean de la Bisericani și vis-a-vis de spitalul județean de urgență. Exact despre asta vreau să întreb, pentru că am făcut o interpelare la conducerea spitalului județean care mi-a răspuns parțial în termenul legal. Spunându-mi, vă pot prezenta, că datele de la Consiliul Județean nu le au, că o parte din date erau la Consiliul Județean. Și întrebarea mea ar fi fost ieri, dacă îmi permitea să iau cuvântul înainte de proiectul de hotărâre, dacă alea 2,5 milioane nu sunt cumva datoria achitată, achitarea datoriei Consiliului Județean către spital. Pentru că nouă ni s-a spus prin comunicate de presă că Consiliul Județean e la zi, domnule, e la zi cu datoriile, da? Păi nu știu, că mie nu mi-a răspuns Consiliul Județean în termenul legal. Asta vis-a-vis de transparența Consiliului Județean. Și al doilea subiect cu drumul județean de la Bisericani, aș fi vrut să-l întreb pe domnul președinte de ce s-a grăbit să dea bun de lucru începerea lucrărilor cu mătrului, neavând studiu cum trebuie acolo. Că vine ulterior și ne spune că aluneca din cauza ploilor. Păi eu să-l crepă cuvânt. Că domnul președinte, nu întâi trebuia să facă studii serioase și după aia să apuce de lucru. Acum plătim alți bani, altă distracție. Eu vă spun că pe amândouă subiecte, și inclusiv pe ăla, dacă e adevărat, cu un milion, va răspunde cu capul și cu libertatea executivul Consiliului Județean. Să rețineți ce vă spun. Asta apropo de USL-ul care se reface în județul Neamț, domnul Iosul. Da. Dar pactul ăla național, dacă ați urmărit poziția colegului meu, domnul deputat Cosmanciu, ați fi văzut că l-a luat în derâdere total, că e o prostie de-a lui Dăncilă. Da? Adică, despre ce vorbim? O să răspund și pe nuanța asta, ca și pe cazul Păvăluță, dar dacă mai sunt întrebări, lor de cuvânt. Eu așa am întrebat, domnul președinte, am urmărit intenții declarațiile noastre de ieri din plenul Consiliului și ați lăsat de înțeles, cel puțin așa am înțeles și eu, coritați-mă, că acei consilieri PSD care au votat atât rectificarea bugetară, cât și repartizarea sumelor din cont de 7,5%, vor avea de suferit în ce fel și completare la întrebare dacă PNL are în vedere un demers legal pentru a corecta ceea ce înțeleg că deja de două zile criticați ca fiind o împărțire doar pe criterii politice a banilor. Am să vă răspund direct, da. La demersul legal. Prezentarea demersului, lăsați-o pe săptămâna viitoare ca să fie fundamentat. La întrebarea 1, în ce fel? Aș vrea să fie doar într-un fel moral. Dar gândiți-vă dacă un consilier județean ieri spunea că în Comisia Economică a fost votat aviz de favorabilitate pentru buget și se explica că au citit documentele pentru studiul de fezabilitate în care se făcea referire la studiul de fezabilitate de la
bisericani. Dar după aia în hârtii, când ne uităm acolo că se vor aloca după ce vin concluziile, e undeva așa, să spunem, într-o zonă încă neclarificată, ca să nu folosesc alte cuvinte. Ce înseamnă se alocă după studii, dar de fapt au fost studiile depuse. Și aș spune cel puțin că este o neglijență. Al doilea lucru, când din executiv se spune că, domnule, 2 milioane jumate se dau pentru a se achita sau pentru a se continua. Și domnul consilier județean Ungureanu de la PMP spune, v-am cerut de 30 de zile și nu ni se pun la dispoziție, sau mai mult de 30 de zile și nu mi se pun la dispoziție. Clar, nici acolo nu este transparență, cum poate n-a fost transparență nici pe o sancțiune financiară de vreun milion de euro. Care îți de aici de acolo, probabil, așa, milioanele astea. Întorcându-ne și pentru al doilea, o să răspundem fundamental și documentat, aplicat pe fiecare caz în parte. Dar au greșit. Da, probabil. Au greșit, o secundă. De aceea, ieri am avut afirmație într-o zonă diplomată evazivă, pentru că încă au ocazia să-și repare greșeala. Probabil că învață foarte rapid domnul Arsenie de la superiorii lui de la București, că nici ministrul dezvoltării nu mi-a răspuns în termenul legal la hârtia pe care am înaintat-o vizare de drumul județean. Și pur și simplu oamenii nu vor să răspundă, nu vor să respecte legea. Și aici chiar o să mă gândesc serios dacă îi fac plângere penală, care e legea responsabilității ministeriale. Da. Care intră la ministrul al dezvoltării, da? Pur și simplu îi doare în cot. Iar guvernarea asta, cât mai rămâne, România va merge de în jos în mai jos, în mai jos, în mai jos, pentru că n-au respect față de nimic. Ieri ați văzut demonstrația lipsei de respect față de mai mult de jumate dintre cetățenii județului Neamț. Lipsă totală de respect. Împărțire discreționară. Dom'le, omul ăsta are un caracter și o mentalitate cel puțin retrogradă, ca să nu mă pronunț mai dur. De baron local, cum am zis și ieri acolo în direct. Nu se poate în anul ăsta, stat membru în Uniunea Europeană și în NATO, să mai gândești că tu ești șeful, ești stăpânul. Nu, domne, tu ești acolo ales să fii servantul cetățenilor, contribuabililor din România, nu să fii stăpânul lor. Nu te-a ales nimeni să fii stăpân. E ales să guvernez județul, guvernant, să pună mâna pe carte, să învețe ce înseamnă guvernant. Un termen care vine din limba greacă. Să învețe. Am și eu două întrebări și aș aprecia dacă să răspunde strict tehnic, mai adică deja considerații politice s-au făcut în tipul istoric. Prima zi pentru domnul primar Chiti. Apropo de societății Consiliului Județean, mult cu întrebarea mea foarte puțin discuția la apasierul. Și apropo de demersul legal, anul trecut, la ultima scumpire operată la APASER, dumneavoastră ați declarat că primăria Piatra Neamț a introdus plângere la instanță pentru a anula actul administrativ făcut de cei care au dus la scumpirea apei. La vremea respectivă am cerut, prin comunicatul primăriei, sesizarea către instanță nu mi-a fost pusă la dispoziție într-un motiv ciudat, să nu vadă judecătorul în presă înainte de dosare, parcă judecătorii trebuie să judece ce scrie vii pe om, ce e dosar. În fine, întrebare. Care este finalitatea demersului făcut de primăria Piatra Neamț, dacă l-a făcut? Că din momentul ăla nimeni n-a mai zis nimic. Domnul Vinca, știți foarte bine că primăria Piatra Neamț este una dintre cele mai transparente instituții publice. Spre deosebire de Consiliul Județean, unde răspunsurile vedeți cum vin și nu vin deloc. Niciodată n-a fost o situație de când eu conduc primăria Piatra Neamț ca să ne se ceară o informație publică și să nu transmitem așa cum legea prevede. Am cerut un document, au refuzat să dea documentul, spunându-mi că povestesc e rezumat. Dar nu asta e important, că nu. Întrebarea este, care este stadiul procesului? Vreau să vă reamintesc faptul că decizia de majorare a prețului apei în județul Neamț poate să o ia Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și nu fiecare primărie în parte. Deci,
și data trecută și de data aceasta, primăria Piatra Neamț s-a opus majorării prețului apei și a dat mandat reprezentantului nostru în ADI ca să voteze în acest sens. Așa a fost și anul trecut, așa a fost și anul acesta. Deci, practic, indiferent de orice demers am fi făcut, analizând cu juriștii, am constatat că nu puteam să obținem un rezultat favorabil pentru că decizia de majorare s-a luat la fel ca decizia de repartizare a banilor, politic. Pentru că în ADI... Nu ați mai contestat în instanță? Nu am mai fost contestat în instanță pentru că nu avea un rezultat din ceea ce au analizat juriștii. Ne-am exprimat public la acel moment și de fiecare dată când a fost cazul, această luare de cuvânt față de intenția, nu intenția de atunci, că atunci a fost și aprobare pentru majorarea prețului apei și anul trecut și în acesta. Am înțeles, de fapt, ei n-aveau ce să îndeagă. Deci, un document cu distanță care nu există. Mie personal, la mine personal n-a ajuns compartimentul comunicare, este coordonat de doamna viceprimar, care e chiar de la PSD. O întrebare pentru domnul senator Țapu, vorbeat în trebuie de drumul de la biserică, de acele probleme mai noi, mai vechi, totuși sau nu. Nu știu dacă sunteți la curent. Bine, păstrând proporțiile, suma este alta, a dat fenomenul pentru amatori, ca minim la fel. Vedeți o paralelă între drumul de la Biserica și strada Pumăriei din Piatra Neamț? Mi-ați mai pus întrebarea asta, nu? Parcă sigur? Într-o altă conferință. Ordinea voastră, vă rând. Da. Nu, pentru că da. Eu așa țin minte. De-aia cred că v-am dat odată un răspuns. Dar vis-a-vis de drumul de la Biserica, eu vă atrag atenția, suma care a fost cheltuită pentru drumul ăla, pentru că suma este una enormă pentru drumul ăla, adică ar fi trebuit să conțină toate lucrările de infrastructură, de consolidare. Ori aici nu înțeleg cum poți tu să dai, ori te-ai grăbit să-i dai lucrările cu mătrului, nefiind pregătite cu studii, ori ai studii și nu ți-ai făcut, nu și-a făcut cu mătru treaba, știți? Cam asta e concluzia mea. Una la mână, doi la mână, vis-a-vis de întrebarea anterioară cu, vis-a-vis de transportul local. Întrebarea mea, vedeți o paralelă? Cele nu văd nicio paralelă. Eu văd o paralelă, dar nu o intersecție. Da. Deci, ascultați-vă. Vis-a-vis de transportul local. Eu cred că e mai mult decât incompetență managerială din partea Consiliului Județean. E și JAF acolo, la mijloc, la troleibuz. JAF cu J mare. De aia primăria, că noi am început să discutăm treaba asta, cât mai suportăm și cât îi mai lăsăm pe tren fără transport civilizat și fără subsidii, elevii și pensionarii, are o altă posibilitate pe care, dacă nu se hotărăsc cei de la Consiliul Județean rapid, o luăm în calcul, și anume de hotărârile Consiliului Local în vederea atribuirii traseelor firmelor private. Și pus acolo condiții de autobuze electrice și ieșit din ADI Urb Trans ăla sau din toate combinațiile cu acest Consiliu Județean, care este menegeriat catastrofal. Așa e când confunzi managementul unui județ cu altceva. Și cu permisiunea colegilor, ultimul întrebare de domnul Țapu, ce să fie scurt, dacă vă dați și răspunsul foarte mai bine. Vorbeați la început, când vorbeați de partea cu domnul președinte Iohannis, o chestie foarte interesantă, cea cu, citez aproximativ din memorie, suntem mai aproape noi românii să fie eliminat diviziile pentru America. Întrebarea mea, aveți informații, previziuni concrete, un deadline concret, că suntem ca... Vezi pentru cine s-a ridicat, exact. Vezi pentru cine s-a ridicat. Nu mai trebuie divizii în America. Domnul Vincă, vizele nu sunt atribuțiunea administrației Trump, ci a Congresului Statelor Unite, da? Eliminarea vizei. Deci, din punct de vedere al administrației Trump, Klaus Iohannis a obținut ok-ul. Dar acum nu depinde de Donald Trump și de executivul din Statele Unite. Dar, când am spus, suntem cu un pas mai aproape, înseamnă că administrația Trump va face demersuri la Congres pentru a vota eliminarea vizelor. Ați înțeles, am? Dar
Deci, acordarea de eliminarea vinilor este atributul Congresului Statelor Unite, nu al administrației. Dar președintele Klaus Iohannis a obținut de acordul administrației de la Washington, ceea ce e un lucru important, pentru că va fi mult mai ușor de... Am înțeles. Mă gândeam că trebuie să congresul, cum se miște. Mai știm, dar nu pot să fac... Cunoaștem membrii din Senat și din Congresul Statelor Unite, dacă asta era nedumerirea dumneavoastră, foarte bine, dar nu pot să fac previziuni cum o să reacționeze. Doar pentru cei care, la care le impun interdicție. Mai sunt întrebări? Vă rog. O întrebare punctuală. Ieri au lipsit 3 consilieri județeni. Au lipsit motivat sau... Am să vă răspund foarte direct. Exact. Și foarte, foarte direct. Am verificat ieri înainte de ședință despre domnul Ciocârlă Noai. Domnul Hopșa mi-a zis că a anunțat de luni, la ședința de luni când au avut, că această săptămână avea la Timișoara. Despre domnul Lucaci, la fel a spus că avea biletele cumpărate dinainte pentru a pleca. Despre domnul Agăleanu nu am nicio explicație pe care să vă pot oferi acum. Dacă este motivat sau nemotivat, voi analiza și vă vom comunica. Da, și... Aș vrea să cred că înțelepciunea este și la el acasă. Mă refer la domnul Agăleanu. Apropo de plata aceea, 1 milion de euro, nu este prima plată pe proiectele Consiliului Județean? Și din câte știu eu, nu e și prima plată pe proiectele Consiliului Local. Pentru că au fost corecții financiare importante peste tot. Apropo de troleibuzul, și nu mai știu dacă erați dumneavoastră sau nu erați atunci, dar în 2014-2015, știu că toată lumea îngura un anumit ziar care scrisese de faptul că la troleibuzul se deconta 5 miliarde, se decontau 5, 6, 7 miliarde de lei. Pe an, 5-6 și pe an, da, scuze-mă. Nu, 5-6 subiecte, dar pe an 5 miliarde, aga aceea și se decontau pe baza unor tabele. Nu pe bază de factură și chitanță. Cu regret spun că nimeni atunci n-a intervenit să spună nimic despre chestia asta. În ce perioadă a fost? 2015, 2016, 2017, o perioadă. Cât până a venit 5 miliarde? Până a venit cineva de la finanțe și a acoperit la altul, scuzați-vă. Cum așa, i-a pus să plătească din urmă TVA și impozit pe profit, venit, ceva de genul ăsta. De asta vă spun că, dacă vorbim de troleibuzul, este bine să vorbim despre toate lucrurile care au fost acolo, inclusiv despre pasivitatea tuturor care au permis ca o societate județeană să se înființeze într-un oraș și așa... În care județul nu avea de ce să fie acționar. Și a permis ca subvențiile să plătească de la județ și nu de la beneficiarii direcți. Pentru că dacă se plăteau de la început, de la beneficiarii direcți, probabil că atunci și investițiile erau protejate altfel. Și scuze, mă vedeam, și management. Cu documente mereu semnate de primăria, că aveau și de agul trans. Și nu mai cu detalii și persoane. Toate aceste documente de la CG au în spate semnături de la primărie. Primăria nu, adivor trans, dar primăria nu semnează pe document. S-au decontat bani pe tabele. Și nu e vorba de 100 de lei, de 50 de lei, cum plătesc amărâții, care sunt prinși că fac evaziune fiscală, ci între instituții conducătoare ale acestui județ, cu semnături. Domnul Bălănescu, și pentru toată lumea, trebuie să admit că s-ar putea să fie lucruri cum este acesta despre care nu am știut, dar în același timp aș vrea să înțelegeți un lucru. Eu, personal, și colegii liberali, în deciziile politice, n-au fost mânați în într-o astfel direcție. Știu că de-a lungul timpului au fost invocate direct sau subtil
că poate sunt colegi liberali care au fost parte la astfel de manifestări. Viața a arătat de fiecare dată că orice greșeală se plătește mai repede sau mai târziu. Dacă un județ sau un oraș sau o țară e blocată, e blocată și pentru că s-au întâmplat astfel de lucruri. Și grav este, și ce spuneți, mai grav este că oriunde în țară și aici în județ nu există transport public, că vorbeam de transport public, de calitate la standarde, cum ne dorim toți. Și de aceea, în tot ce fac, încerc să fiu pe niște principii. Și vă spun un principiu, care l-am spus și ieri. PNL-ul, la Consiliul Județean, când va avea decizia, va merge pe principiul împărțirii banilor pe două criterii. Populație și suprafață. Al treilea, care înseamnă conotația politică sau influența pe care trebuie să o ai, este pentru echilibrare și ajutor, pentru că sunt localități care au foarte puțini locuitori și o suprafață foarte mică și acolo trebuie să intervii pentru echilibrare și ajutor. Partea cu proiectele înseamnă dezvoltare și intră iarăși la principii. Și nu vreau acum să fac o teorie, dar este inadmisibil să bagi bani în, mă scuzați, în diferite uliți care nu sunt folosite și să nu faci drumuri județene, nu mai vorbim de alte obiective majore. Deci acolo tot trebuie să intervină. Vorbim de principii. La fel, este un principiu inadmisibil. Să fii acționar într-o societate, dar în care tu nu ai niciun fel de, cum să spun eu, aplicare directă. Adică acolo trebuia să fie Piatra Neamț. Am auzit și eu de ce, cum, în ce perioadă. Dar astfel de lucruri trebuie să înceteze. La fel și la spital, dacă vreți. Păi s-au dat, cred că, bani și nu doar aici, în orice spital din țară. Dar calitatea actului medical este la fel, sau beneficiarii de servicii de acolo e la fel. De asta v-am spus un principiu legat de împărțirile de fonduri de la CJ. Tot legat de principii, pentru că există întrebarea corectă. Păvăluță, baciu, pact, nepact, păi să le luăm într-o ordine. Eu, personal și prin ceea ce reprezint, m-am dezis de orice idee de a fi incriminată sau aruncată înspre PNL că există vreo înțelegere privind păvăluță. Am sancționat în interior, în egală măsură, colegii au făcut și un demers corect, într-o ordine, pentru că este inadmisibil ca acel proiect de hotărâre să fi stat vreo, nu știu cât, 8-9 luni de zile și băgată pe ultima sută de metri. După cum a fost incorrect procedat și la momentul respectiv, moral vorbind, că n-au participat la vot și sunt pe lege. Adică orice ar încerca cineva să arunce că liberalii trebuie să plătească o amendă, nu e problemă de bani, e vorba de principiu. Nu vor plăti niciun coleg liberal amendă pentru că nu au greșit pe lege. Proiectul poate fi oricând repus pe ordinea de zi și votat. Prin întâmpinarea sau prin formularea făcută ieri, s-a mers pe principiul legii dacă se dorește. N-aș vrea să intru în teorii subtile, cine cum o fi împărțit în perioada respectivă a celor 8 luni posturile, cum au făcut angajările, dacă s-au făcut bine sau nu, și mai departe cu contractele. Pentru că n-a fost niciun coleg care este aici în fața dumneavoastră și nici PNL-ul nu a avut vreo implicație. Tot de principii. Păi vă spun un principiu. Oare cum poți să demiți tu un președinte, vicepreședinte de Consiliul Județean pentru că soția lui bea apă de la robinet și după aia îl iei de bun, iar lui îi place? Păi nu știu cum o fi asta. Dar eu cred că dacă cu vreo unul dintre dumneavoastră aș face vreodată așa, știm cum ne-am face. Sau invers. Și avem o zonă de respect. Iar domnul vicepreședinte Dulamă, când a fost, cum vreți dumneavoastră să folosiți cuvintele, dar cel puțin umilit, de aici a avut susținere. Și poate în PNL au fost mișcări și cuvinte contradictorii, pentru că Dragoș a zis că trebuie, și alți colegi, Laurențiu a zis că trebuie și a zis, băi, este inadmisibil. Dar am zis, ok. Pentru un principiu. PNL-ul tot pentru un principiu n-a pus atunci candidat la funcția de vicepreședinte la CJ și știți foarte bine. Pentru că nu a fost corect. Că poate dacă ne interesa să ne batem pentru o funcție și pe o cooperativă nevăzută, se scotea o funcție. Dar nu asta era ideea, de a avea o funcție. De principiu. Și este inadmisibil ca să fii vicepreședinte într-un Consiliu Județean și să votezi după ce ai fost director și viceprimar sau ce a fost, să votezi împotriva orașului. Eu așa consider.
Da, poate ce-au pus colegii liberali ca alocare de fonduri era exagerată. Băi, dar spune-i, stai o secundă, că am fost și eu acolo, că am și eu un viceprimar pe la Piatra. Dar nu o dau de gard că am mai pus eu 100.000 față de cât au pus liberalii la Gârcina și dau eu mai mult și de asta mă motivez decizia. Hai să fim realiști, că nu suntem niciunii naivi. Putem să avem suspiciuni rezonabile sau nu, dar nu dintre astea. La fel și cu domnul Baciu, că ați întrebat. Păi principiul principal este dumnealui, ar trebui să înțeleagă că e în nelegalitate. Timpul îi va arăta. Noi, pe ceea ce avem posibilitatea legală, facem. Dar nu se va transforma PNL-ul într-un partid în care să facă delațiuni sau alte lucruri, pentru că nu suntem. Ci pe principii politice corecte și transparente. Mergem mai departe, legat de pact. N-a fost vorba despre niciun blaș, niciun pact. Nu există USL. Eu știu ce am spus și vă repet foarte clar. I-am spus, domnule Arsene, când se va uita în stânga și în dreapta, va vedea că tot în față va căuta sprijin pentru proiecte. Pentru că din stânga și din dreapta îl vor vinde, cum au făcut-o. Asta am spus. Dar când se va uita în față, se va uita la toți cei 25 de primari pe care îi va refuza. Și a refuzat. Nu este nicio înțelegere. Dacă era înțelegere, de a da drumul la bani, la primari. Măcar la unul, la care vroia el, cu care a ieșit poate în conferință de presă. Împotriva partidului a ieșit acel coleg primar. Și nici pe el nu l-a ajutat. E vorba de principiul omeniei care a fost încălcat ieri. Iar ieri cuvântele care le-am folosit, că bune sau mai puțin bune, au fost într-o zonă a diplomației în care să fac să înțeleagă dați drumul la bani pentru toată lumea. Dar principiul principal care a fost încălcat, știți care a fost? A fost județul Neamț, singurul județ, care vreo câte luni, vreo 6 luni a stat fără această alocare de fonduri făcută. Că în alte județe a fost făcută bine sau nu, nu vreau să comentez. Dar putea fi făcută alocarea de fonduri în iunie, iulie, august, cum vreți. Și acest principiu a fost încălcat, ceea ce noi nu vom face. Eu personal și noi nu vom face. Vreau să vă mai spun în încheiere, ca și mesaje, ca și semnale, și PNL-ul are greșelile lui și le corectează. Dar uitați-vă puțin bine cum merge lumea. Că nu e o întâmplare ca EPO n-a dat niciun ban de la europarlamentare la PSD. Nu e o întâmplare că doamna Rovana Plumb n-a trecut când noi am spus. Și nu mă bucur ca român de răul unui român la nivel european. Dar PSD-ul era împotriva doamnei Chioveși. Acum, dacă vorbim de un principiu, principiul unității susținerii naționale în afară trebuie să fie indiferent de nume. Dar trebuie să avem și o abordare cu oameni care știm că pot să fie validați. Și o spun această afirmație în contextul în care s-ar putea ca pe unii din PSD să-i cunosc mai bine decât vă închipuiți. Dar sunt momente când e bine să nu se bage. Și vă dau un al treilea mesaj sau semnal. Înțeleg că doamna prim-ministru s-a plimbat prin state. Eu n-am văzut-o să stea de vorbă în calitate de prim-ministru, măcar cu secretarul de stat, care e principalul decident pe un domeniu. N-am văzut-o nici cu al doilea secretar de stat. Am înțeles că a ajuns pe la o primărie. Păi nu cred că vrea să facă vreo înfrățire cu orașul Târgu Neamț. De asta vă spun, cu prietenie, înțeleg tot și ceea ce se vorbește și ceea ce nu se vorbește și faptul că poate unii vor să fie Arhanghelul Mihail cu sabia în mână, că se bate cu toată lumea, nu mă bat cu nimeni. Eu vă spun un singur lucru. Drumul PNL-ului va fi cel care l-am explicat de fiecare dată și va câștiga și aceste alegeri prezidențiale. Mi-aș dori ca împreună să informăm corect cetățenii, noi să facem politica corectă și județul să se dezvolte. Știu că sună așa puțin mult prea politic, dar nu știu cum să explic altfel. Nu a existat decât o singură idee raportat la ședința de ieri. Hai să ne respectăm. Și respectul înseamnă nu să pun eu pe cineva să urmărească presa, că n-am să o fac niciodată, nici să fac controle că poate îi aduc mai ușor la discuții, nici asta n-am să o fac niciodată și vorbesc de noi PNL, nici să căutăm soluții să ne promovăm mai frumos, că nici asta nu o să fie,
Respectul înseamnă, vă faceți treaba, ne facem treaba și ne sancționați dacă trebuie, dar să sancționăm și pe cei care greșesc cu adevărat. Domnul primar este aici și eu l-am certat, dacă este permisă afirmația, când a greșit pe niște decizii politice. Și nu l-a avut susținerea mea. Timpul a arătat că am avut dreptate la unele sau la altele, nu. Dar și dumneavoastră l-ați sancționat. Închid. Ați spus ceva foarte interesant de un algoritm pe care ar trebui impus banii. Când vom vedea în Consiliul Județean o propunere din partea PNL, o propunere matematică, un algoritm matematic pe care se dezbată într-o ședință de Consiliul Județean? Când are... Matematic. V-am spus pe algoritmul. Nu va fi propunere, pentru că de fiecare dată cei care sunt în opoziție propun algoritm. Dar numai conferințe de presă. Nu. A fost și propunerea făcută pentru acea repartizare, a avut acest algoritm plus nu, a fost propunere. Proiect de hotărâre, da. Plus completare pentru echilibrare. Domnul Iosu, mi se pare că acolo, la Consiliul Județean, e loc de dialog. Am încercat în nenumărate rânduri. Ați constatat dumneavoastră că a acceptat un amendament de la noi sau... Un proiect de hotărâre. Acest lucru spuneam și prezentiști când eram în opoziție. Dar nu au propus niciunul. Domnul Iosub, uitați, principial, dacă vreți la prima ședință ordinară, colegii o să propună acest algoritm. Că va trece sau nu, nu știu. Dar bani de împărțit anul acesta nu mai sunt. Principiul stabilit va fi. Ok, așa o să fie, nu e complicat. Mulțumesc. Mulțumesc.